Adrian dă startul operațiunii de amploare. Fosta iubită de negăsit. Îmi dau de mama copilul din 9 luni de zile, de când am luat băiatul de la ea, de când mi s-a cuvenit dreptul de a lua copilul de la dânsa. Mămica și-a dat uitării îngerașii, tăticul vrea să o scoată la apel. Ea mi l-a dat ca pe o cârcă, nu a ținut cont de nimic, nu a zis nimic, nici măcar hainele lui nu mi le-a dat, nici măcar jucăria lui nu mi-a dat. Aș vrea să îi pese de acești copii, pentru că sunt copii și a dânsii, nu doar ai mei. Pentru familie, Adrian ar șterge cu buretele toate necazurile pe care i le-a făcut. Prefer să stea copiii să crească cu mamă și cu tată. Unde ar fi fosta iubită și cine ar avea toate informațiile? Aflați imediat la Acces Direct. Discutăm despre acest subiect cu invitatele noastre de astăzi, Ioana Tănase, doctor în psihologie și Jesse, moderator Gold FM. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Iar în legătură directă cu noi este Adrian, tatăl care o caută pe fosta lui iubită. Bună ziua, Adrian! Bună ziua! Adrian, unde locuiești? Ce câți ani ai? Bună ziua și celor din platoul dumneavoastră. Bună ziua. Câți ani ai și unde locuiești, Adrian? Eu am 37 de ani, locuiesc în județul Bacău, comuna Racova, sat Guravăi. Câți copii ai? Doi copii am. Și câți ani au? Un băiat și o fată. Fata, fetița are de 7 ani, este în clasa pregătitoare, iar băiatul are 5 ani, abia a făcut pe 18 martie, a făcut 5 ani și este la grădiniță. Să străiască, felicitări! Înțeleg că tu ești cel care se ocupă de acești copii, de cât timp îi crești singur? Da, în totalitate. Pe fetiță de la un an și 8 luni, un an și 8 luni, un an și 9 luni, până în ziua de azi, adică așa, și pe băiat în urmă cu 10 luni am luat de la fosta concubină. Te rog frumos să spui ce s-a întâmplat. Povestea voastră, a ta și a fostei concubine, cât timp ați fost împreună, câți ani are ea, ce s-a întâmplat când au venit copiii, de ce v-ați despărțit? Și unde e acum? Noi ne-am cunoscut în Anglia, munceam la aceeași fabrică, ne-am cunoscut acolo, în Anglia. La un moment dat, ea vorbea cu altcineva în Anglia atunci acolo, dar era în cartiere diferite, în orașe diferite. La un moment dat s-a plâns la mine că nu a alungat-o băiatul ăla din casă și a spus, vino la mine, ia-ți un taxiu, vino la Middlesbrough, în orașul unde eram eu. M-am dus după ea, undeva sub un pod, undeva în Middlesbrough, am luat-o de acolo. Și așa, na, milă fiind de ea sau ceva de genul, ne-am și cunoscut, ne-am și iubit. Vorba aia, există doi copii, să rezultă relația asta doi copii. Dar câți ani ați fost împreună? 5 ani. Și ea câți ani avea atunci, că e important? 19 ani, avea 18 ani, jumate, 19 ani, cam așa. Tu câți ani aveai atunci? 30, 29, 30, cam așa. Înțeles. Bun. Ce s-a întâmplat? Au venit ambii copii? Unde s-au născut acolo, în Anglia, copiii? Da, toate au fost bune și frumoase. În Anglia am crezut că am realizat familia perfectă, deși eu realizase familia perfectă, un băiat, o fetiță, toate bune și frumoase, au mers foarte bine acolo, în Anglia. Îi ajutam familia de acasă a ei, le trimiteam bani, aveam grijă și de ei, aveam grijă de casa din Anglia, îmi creșteam și eu cei doi copii, eram un tată responsabil, până la un moment dat a primit un telefon de acasă că am decedat mama dânsei și am zis că, na, măi tată, i-am zis, du-te tu acasă, ia copiii, ca să nu pierd eu munca de aici, casa de aici, situația de aici, du-te tu acasă. Uite, îți dau tata bani la tine, ia tot ce ai nevoie, du-te tu acasă. Și ea, nu știu, considera faptul că am lăsat așa în aeroport, sau ea cred că vrea să mă urc cu ea în aeroport, în avion, pardon. Și ea a considerat că nu mi-a păsat, de fapt, de ea atunci când a murit mama ei. Deși ea mi-a explicat situația. Ea de unde este de loc? De unde e de loc? Din Piatra Neam. Deci ai din Piatra Neam, tu ești băcăoan. Așa. Da. Dar cunoscându-ne acolo în Anglia, pe parcursul relației am aflat de unde suntem, ne-am cunoscut familiile, toate bune și frumoase. Ceea ce m-am bucurat, faptul, în ăștia 5 ani de zile, nu s-a întâmplat nici o mică problemă între noi.
Nu am lovit-o cu nicio palmă măcar, cu un deget măcar. Nu i-am reproșat nimic. Nu i-am... Deci n-avea niciun simplu motiv, cel mai mic motiv. Dacă eu nici în ziua de azi nu știu motivul despărțirii. Dar i-am acceptat produs... motivul despărțirii. Stai, când s-a produs ruptura? Hai să înțelegem și noi. Deci, i-a murit mama, ea a venit în țară. După ce i-a murit mama, ce a făcut? A venit în țară, a înmormântat-o. S-a întors la tine în Anglia? Păi nu s-a mai întors, pentru că i-a zis tatăl ei că îi vine să se spânzuri, că nu știe ce să mai facă și că-i supărat, dar lui nici măcar nu-i păza din și mama dânsei. Și că... copiii unde erau când ea nu s-a mai întors și a rămas cu tatăl? Copiii era la dânsa, acasă. Deci a plecat era cu ea, cu ei, am dânsa. Înțeles. Ambii copii, și fata că... și băiatul. Și a zis că nu se mai întoarce la tine, da? Că stă cu tatăl ei să-l păzească. A zis... Da, a zis că nu se mai întoarce acasă. Între timp, am venit eu acasă, am vorbit cu ea toate bune și frumoase, am stat de sărbători acasă, după sărbători am ales să plecăm pentru că ea a zis că nu pot să-l lăs pe tata, uite că vrea să spânzuri și dacă îl lăs singur, nu vreau ca să-l lăs singur, să-l pierd și pe tata și cu tare. Bine, am zis, băi, tată, hai că mă duc eu singur în Anglia, stau câte 3-4 luni, vin acasă, vă trimite tata bani de acolo, vă, tu știi că tata muncește, știi că fac orice pentru voi, da. Toate bune și frumoase. Și acum, când între timp, în alea 3-4 luni, la un scurt timp, ea deja cunoscuse pe cineva, prin intermediul taixului, cu el lucra acolo, și lucra la aceeași fabrică de butoaie de astea. Și băiatul ăsta, care e concubinul ei, care e actualul sau care a fost. Așa. Și... la un moment dat, ea a început să nu mai îndea copiii la telefon. Eu dacă îi spuneam ceva prin telefon, măi, tată, dar copiii îți spun, tată, dar... Eu cred că cineva s-a enervat pe invitatul nostru, i-a dat niște mesaje, a început să-l sune, așa pare, că văd că s-a și pierdut conexiunea. A primit multe mesaje. Da, refacem repede. Poate că este refacem chiar repede. E, nu cred că este, că dacă ar fi noi, ne-am... bucura să intre în direct și chiar o rugăm să intre în direct. Problema este că veți vedea, nici el nu știe unde e de foarte mulți ani. De asta, m-auzi? Da, te ascultăm. Deci, ea cunoscuse pe acest bărbat la locul de muncă al tatălui ei, da? Da, pentru că tatăl ei i-a făcut cunoștință cu el, cu el lucra. În ce an s-a întâmplat asta? Când s-a întâmplat asta, ca să ne dăm seama în timp? În 2020. Ok. Bun. Și tatăl ei nu știa că are doi copii cu tine? De ce i-a făcut tatăl ei cunoștință cu un alt băiat? Păi băiatul ăla consuma băuturi alcoolice. Așa. Băiatul ăla consuma foarte multe chestii. Era diferit anturajele mele cu anturajele băiatului. Eu eram un băiat cu minte. Păi și tatăl ei de ce i-a făcut cunoștință cu un alt bărbat dacă știa că fata asta are doi copii mici cu tine? Copii foarte mici, da? Unul avea un an, celălalt avea, dacă acum are 7 ani, celălalt avea 3 ani. Doi copii, da, foarte cea mici. Cea mai mare ciudă care a prins-o tatăl ei pe mine din prima zi și de la ce a pornit toată ciuda asta pe mine, i-a fost faptul că i-am spus eu, când o băgat ea copilul la găini, i-am spus, băi tată, de ce ai băgat copilul la găini? E nevaccinat. Nu-i voie să stai pe excrementele alea a găinilor, un copil în 4 labii, nu-i bine. Dar a cui-s găinile alea, am zis? Că s-a luat patronul lui tata. Patronul lui tata, da. Lui tatu tău, da. Păi și ce treabă ai tu cu găinile lui tatu tău, lui patronul lui tatu tău? Păi i-a dat lui tata să le crească și cu tare. Și i-am zis, băi tată, dar i-am zis lui Alexandra, i-am spus la fosta concubine, i-am spus, păi nu e ok, tu ai grijă de găini sau ai grijă de copii? Și atunci tatăl ei a luat, cum se spune, o dușmănie pe mine, că dar ce tu mă comas pe mine în curtea mea, ce fac eu în curtea mea? Eu mi-aduc găini și de unde vreau eu și ce fac eu să vine crezi? Da, dar nu pui pe Alexandra să-ți crească ții găinile a patronului. Bun, și de ciudă a zis ea, las că găsesc eu alt bărbat care să fie de acord cu găinile mele. Asta zici tu. Și Alexandra, și el mi-a prins. Dacă taică-sul, da, i-a zis, gata, fată, pe mine. Ia gata, fată, cu băiatul ăsta, ia că-ți găsesc eu altul mai bun, Alexandra a zis, bine, tată, cum vrei tu, nu? Da, pentru că eu când am venit acasă, deja ei se șoșoteau, deja se consultau, deja vorbeau prin scrisori. Ei nu mai vorbeau așa față în față. Sau să fie ceva de
de familie, să ne punem toți la masă. Băi, ce s-a întâmplat? Cine? Uite, asta, 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 nu-mi convine. Cine? Tu cu tatăl? Zic Alexandra. Alexandra a fost acolo cu bine, cu tatăl ei. Ah, ok, am înțeles. Bun, când ai venit acasă, ce ai aflat despre acest băiat? Zi-mi ce ai aflat despre Alexandra și băiatul ăsta când ai venit tu acasă. Și unde erau copiii tăi? Când? Copiii mei, fata, era și fata și băiatul la ea. Prima și prima dată l-am văzut când am fost să-mi văd copiii, printre primele săptămâni atunci după despărțire, l-am văzut în curte la ei, făceau gardul. Iar cu mătru meu, de pe băiat, mi-ar fi dat el dințeles că el e băiatul cu care, dar nu m-am, vorba românească, nu m-am întâmplat eu să știu eu că ăla e bărbatul ei. Și la un moment dat, tatăl ei, tot așa, la o altă vizită, mă trage în curte, mai mult cu forța să-l văd eu pe el, că stă la masă cu el și bea cu el, și multe chestii de astea. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem un pic mai departe, ca să ajungem la ce ne interesează. Tu ai venit acasă, ai mai plecat din momentul acela în care ai venit acasă, te-ai mai întors în Anglia? Sau ai rămas acasă? Nu, n-am mai plecat. Bun. Ce a făcut fata asta, Alexandra, între timp? Între timp, în mai am ajuns acasă, era pe timpul pandemiei. În mai am stat la Târgu Neamț, am stat la hotel, la un de asta, izolare de asta, că m-au băgat direct pe carantină. Da. Între timp, i-am făcut ziua fetiții prin telefon, i-am trimis bani, i-am trimis taximetristul cu bunuri pentru fetiță, cadouri, tot ce mai trebuia să-i facă ziua. După care am ajuns și eu acasă, acolo. În ziua care am ajuns eu acasă, concubina, fosta concubină, era foarte, foarte agitată, pentru că ea nu știa cum să scăpe de mine atunci, sau nu știa ce motiv să caute de despărțire, sau ceva de genul. Ei, a luat băiatul, după ce l-a schimbat, a luat băiatul din mâini și l-a ridicat așa în sus. Și eu m-am dus în spre ea și i-a spus, măi tată, dar de ce e în halul ăsta copilul? Ridici în halul ăsta, deși el plângea că îi dădea dințișorii, a început să plângă și ea când l-a ridicat mai tare, l-am și simțit pe băiat că a început să țipi și mai tare, că eu smulg mâinile aproape. Ei, când am văzut treaba asta, m-am dus înspre ea, i-am luat copilul din brațe și i-am spus, de ce faci chestiile astea? Tatăl ei a auzit discuții între mine și ea în camera noastră. Bun, vine tatăl ei înspre mine, dă nas în nas cu mine, după aceea dă cu capul așa înspre mine și îi spune lui Alexandra, tu de acum dormi în partea cealaltă, în camera cealaltă, lasă-l pe el să aibă grijă de copii aici. Și îi zic, băi tată, dar nu-i bine ce faci, că desparți mama de copii, eu abia am venit acasă, nu știu ce să-i fac, nu știu cum să-i adorm, nu știu când să-i dau lapte. Nu, că nu mă interesează, tu stai aici. Și a început să... pe hol să țâpi, să facă scandal. Am și un video în care se aude strigătele și vorbele care le vorbește el și cum sare la mine, dar nu se vede imagine nimica. Și la un moment dat cheamă poliția. El spune că eu sunt cu tare, chemați poliția, că trimiteți o echipaj de poliție. Vine poliția, îmi dă interdit să mai stau în casa cu copiii mei, unde erau copiii mei, mă alungă poliția din sat. Bun. M-am dus, m-am cazat la o pensiune din zonă, la pensiunea Andra. A doua zi, tot așa, m-am dus la ea să iau legătura cu ea. Bă, tată, ce aveți? Ce cu voi? Ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg ce s-a întâmplat. Tata nu mai vrea să mai trăiesc cu tine. Și de atunci au început, la propriu zis, războiul ăsta. Că nu vreau să mai trăiesc cu tine, am judecat, m-am dat în judecată pentru pensia alimentară, stabilirea domiciliului minorilor la dânsa. Eu n-am fost de acord pentru că copiii erau foarte, foarte murdari, neîngrijiți, nehrăniți, nu știu. Și am ales să rămân în România și să mă ocup. Ce a decis instanța? Instanța a decis în felul următor, ceea ce chiar o felicit pe această cale, că a făcut dreptate și a făcut dreptate foarte bine ceea ce a făcut, pentru că a văzut diferențele, cum erau la ea copiii, cum sunt la mine și cum au fost și cum va fi în continuare. Și atunci au decis să lase copiii la tine, da? Deci copiii sunt acum la tine. S-a stabilit domiciliul minorilor la mine, custodia fiind comună, și a mea și a dânsei. Iar eu acum am zis, bă, fiind așa, dacă am o inimă eu așa mai moale,
vă dați seama, bă, las-o, bă, nu-mi trebuie mie pensie alimentară, nu-mi trebuie astea. Odată ce o decizi instanța, chestia asta cu custodie comună, înseamnă că va, se va simți ea să aducă și ea la ceva la copiii ăștia, o bucată de pâine pe lună, măcar. Ei, credeți-mă că ea n-a venit din 9 luni de zile, nu știu nimic de ea, n-a dat un telefon și mă împart în două părți. N-a sunat, a fi pățit ceva? N-a sunat să vadă nici de copii, nimic? Nimic, nici de copii, nici măcar să sun la... Dacă sunt bine. Nu, nimic.